Bine te-am găsit, Constanța! Astăzi vom vorbi despre orașul văzut de cei din afara lui drept comuna cu semafoare. Vom încerca să găsim soluții pentru problemele pe care le întâlnim în fiecare zi, cu fiecare pas pe care îl facem. Le vom discuta cu Victor Maxim. Victor, nu mă prefac că nu ne cunoaștem, ne cunoaștem de foarte multă vreme. Nici nu știu cum să te prezint, pentru că ai făcut atât de multe de-a lungul anilor, încât nu știu de unde să încep. Dar vreau să încep totuși de aseară. Aseară ai fost premiat într-o gală care vorbea despre... Bună seara și bine te-am găsit în acest format de emisiune, Dan. Vorbim despre industria de Smart City. Într-adevăr, noi vorbisem să facem această emisiune dinainte de aseară, dar între timp, iată și o nouă știre. Asociația Descoperă Constanța, prin programul său de managementul crizelor SOS Constanța, a fost premiată pentru implicare socială și model de implicare socială în sistem Smart City, pentru call center-ul pe care l-am înființat în luna martie acestui an, datorită COVID-19 și datorită problemelor pe care le-au întâmpinat constanțenii, acesta fiind o linie telefonică la care sună constanțenii care au nevoie de ajutor. Mă refer la alimente, mă refer la ajutor pentru cumpărături sau pentru medicamente sau diferite tipuri de activități sau de drumuri. Chiar am dus pe cineva în Republica Moldova, era blocat cu soția aici în Constanța și nu putea să plece în perioada Republica asta Moldova. Adică diferite tipuri de servicii de implicare socială activate printr-un call center, activate de un număr de telefon la care sunai gratuit și exista cineva care îți răspundea și încerca să-ți rezolve problemele. Deci, ești dovada vie că orașul Constanța poate fi integrat în orașele Smart City, orașele inteligente, smart, inteligente. Un oraș Smart City este dat de suma oamenilor inteligenți pe care acesta îi are și de capacitatea lor de a folosi unelte. Spuneam înainte de a intra în emisiune că uneori conceptul Smart City este asociat cu această multitudine de senzori. Așa mă gândeam și eu, știi, roboți, tehnologie, avioane, mașini care zboară. Este și despre acest lucru, pentru că este aspirația noastră și tindem către aceste lucruri. Ni se par fantastice, dar mai mult este despre oamenii care înțeleg să își rezolve împreună modul de viață dintr-o comunitate mai mare sau mai mică, pentru că Smart City este un concept de dezvoltare rurală, să zicem, în localități mici de câteva mii de locuitori, dar și în zone intens urbanizate, cum ar fi orașele mari sau chiar în zona de metropole. Problema și capacitatea de a implementa soluții Smart City apare în aceeași măsură ca și greutate de a găsi răspunsuri și în comunitățile mici și în marile orașe. Bun, da, adică nu este mai ușor de găsit soluții de a gestiona localități mici față de localitățile mari. Bun, eu am auzit la tine termenul ăsta, nu trebuie să ne spui de la cine l-ai preluat. Înțeleg că e vorba de un primar din alt oraș mare al țării noastre care spunea despre Constanța. Dar este vorba despre primarul orașului, domnul Chirica. Chirica, de care la Iași. Spunea, de la Iași, de la Iași, da. Așa, care a zis despre Constanța. Eram în 2016 și știi bine că la o parte dintre evenimente chiar ai participat, eram în frenezia orașului Constanța când se dezvolta și avea primele concerte mari ale orașului Constanța. Am făcut concertele din piața Ovidiu, multe evenimente în piața Ovidiu, la care au participat zeci de mii de oameni, lucru care cumva într-o discuție îți dă destul de multă încredere. Iar într-o discuție cu domnul primar de la Iași, la o masă, discutam despre aceste tipuri de evenimente, despre cum se dezvoltă orașul Constanța și cum acum la Constanța poți face destul de multe lucruri. Și
Reacția dânsului, într-adevăr, a fost mai mult în glumă, adică văd că telespectatorii își dau seama că această, cumva, remarcă de Constanța, orașul cu comuna cu semafoare, a fost o remarcă a faptului că ne dezvoltăm greu. Iar lucrul ăsta nu l-a spus, să spunem, el sau eu, o spune inclusiv un studiu al Forbes România, așa, care ne-a declasificat ca intenție de investiții în ultimii 2-3 ani de zile, cu orașul Constanța în percepția publicului, mai ales a cetățenilor orașului de peste 45-50 de ani, este că ar fi al doilea sau al treilea oraș din România. Așa, cel puțin ca, ne convine de dor să credem și să spunem, da, suntem... Aș vrea să vă spun că ajungem inclusiv pe locul 6-7, iar odată am fost inclusiv pe locul 8. Constanța, ce se ia în considerare când se face resclasament? Sunt mai mulți parametri care duc la acest scoring total al orașelor, inclusiv modul de viață al cetățenilor, calitatea vieții și de posibilități de dezvoltare pe grade de dezvoltare socială, adică inclusiv oamenii cu mai puține resurse financiare, dar inclusiv oamenii cu foarte multe resurse financiare, care, să zicem, ar fi investitori, pe mai multe paliere de sex, vârstă, categorii sociale, toate aceste oportunități de a te dezvolta facil în mediul respectiv fac ca scoringul de oraș să ajungă la un anumit nivel. Ce trebuie să nu ne descurajeze pe noi este faptul că orașul Constanța este într-un flux. Adică noi suntem un oraș viu. Acest lucru ne oferă posibilitatea să creștem în aceste topuri. Adică în aceste topuri noi creștem, scădem... În funcție de ceea ce se întâmplă în oraș. Lucrul acesta, să zicem că este bun pentru oamenii care caută oportunități. Și eu am spus acum câțiva ani de zile, iar eu sunt un exemplu al ceea ce spun eu acum, orașul Constanța este cel mai bun oraș din România, de unde poți să o iei de la zero. De unde poți să vii cu mâinile în buzunar, să fii nimeni, să nu cunoști pe nimeni și în câțiva ani de zile, cu munca asiduă și cu dorința de a te dezvolta și a munci, că despre a munci este vorba, poți să ajungi cineva. Nu știu dacă cineva în... Victor, vreau să te întreb ceva. Pun o paranteză aici, iartă-mă, dar n-am cum să... În timp ce tu vorbeai de chestia asta, eu mă gândeam acum că totuși orașul ăsta, de unde poți să o iei de la zero, face ca tinerii să plece, face ca orașul să se golească, să vină mai puțin decât cei care pleacă. Și vreau să-mi spui dacă tu crezi în ceea ce spui acum, adică poți să faci ceva în Constanța. Cineva poate să facă ceva în Constanța fără să aibă pe cineva? Știi că era folclorul urban. Asta spune, domnule, nu vă duceți la Constanța, că acolo e clar, jocurile sunt făcute. Nu mă refer acum, în ultima perioadă neapărat, dar... Constanța este de asemenea și un oraș unde pentru puținul lucru pe care îl ai, trebuie să lupți să ți-l menții și să ai grijă de el, să ți-l păzești, pentru că cineva vrea să ți-l ia sau cineva dorește să nu ai succes, să nu reușești. Adică tu vii, și acum știți, veceule, tu vii cu o idee nouă, inedită. Care nu este doar idee, să zicem că este un proiect, afacere. Da, un proiect implementat deja. Așa. Se vede că funcționează, după o perioadă vezi că mai apar încă 2, 3, 5 care fac același proiect. Nu ar fi o problemă dacă ar exista o concurență reală. Concurența aduce de asemenea prosperitate și dezvoltă societatea, pentru că, per total, eu văd orașul Constanța ca un mare sac în care intră bani. Dacă cifra de afaceri a comunității mele unde trăiesc crește de la an la an, lucrurile sunt bune. Nu știu dacă este vorba despre faptul că aș putea câștiga eu anul acesta mai mulți bani, cât este despre faptul că există oameni lângă mine la care aș putea apela și care m-ar putea ajuta mai facil și mai ușor în necesitățile pe care le am eu de dezvoltare. Exemplu concret. Dacă eu am nevoie acum de 10.000 de lei împrumută de la un prieten, dacă noi cu toții am duce-o mai bine în orașul Constanța, pentru el ar fi simplu să-mi împrumute acești bani. Dacă gradul nostru de a câștiga bani sau sume de bani este foarte scăzut, acela de, nu știu, salariul minim pe economie,
vă dați seama că e greu să împrumuți astfel de sume de bani. Este mai important cum ne putem dezvolta noi în comunitatea noastră de tip familie, grup de prieteni, cerc de cunoștințe, decât cum se dezvoltă orașul Constanța cu o singură fabrică. Este important să se deschidă acum o fabrică la Constanța, dar este iarăși de asemenea important care sunt salariile. Pentru că spuneați mai devreme că pleacă mulți oameni din Constanța. Materialul biologic al orașului, reprezentat prin cetățenii pe care îi are, este o resursă limitată. Cu atât mai mult, o resursă limitată este capacitatea unora de a înțelege și a percepe mai mult, adică oamenii peste medie, elitele, vârfurile pe care orașul le are. Avem foarte mulți oameni executanți, poate, care sunt buni în ceea ce fac, dar nu avem manageri de proiecte sau nu avem inclusiv oameni care să acorde încredere. Spuneam despre primarul orașului Constanța, noul primar Virgil Chițac, că ar fi bine să deschidă orașul Constanța și să deschidă ușile primăriei Constanța. În ce fel? Dezvoltă subiectul ăsta, pentru că tu ai pornit înainte de a intra noi în emisiune, ai pornit de la un nivel un pic mai ridicat, spuneai că cei din Parlament care s-au întrunit acum ar trebui să-și deschidă ușile și să comunice direct cu oamenii, să nu mai fie totul ermetic închis, după care ai trecut în zona noastră, primărie, primar, domn primar, dacă te uiți acum, ce îi spui? Domnul Chițac, deschideți ușile să... Bine, dacă vreau să-i spun, o să-i spun personal. Așa. Dar aș putea transmite același mesaj pe care oamenii să-l înțeleagă, acela de a avea nevoie de încredere pe care să o transmiți celorlalți. Generația mea, a tinerilor care cumva au tot ceea ce le trebuie, nu avem grijă zilei de mâine, avem grijă zilei de poimâine, să zicem. Ce facem cu oamenii care nu au nevoie de ajutor social? Ce facem cu oamenii care trăiesc destul de bine în orașul Constanța? Au o casă, au o familie, au un cerc de prieteni, merg la film, merg la restaurant, au o viață cumva medie, da? Normală, i-aș spune. Normală, cum îi spune, da? Ce se întâmplă pentru acești oameni? Adică, m-ați întrebat mai devreme, mulți au plecat, de ce aș rămâne eu? De ce am rămas? Dacă eu cred în ceea ce spun acum. Totul pornește de la capacitatea de a avea încredere că aici, dacă vei mai rămâne 5 ani de zile, ai posibilitatea să te dezvolți, dacă ai șansa. Dacă în momentul în care vine un eveniment mare ca Neversea, tu și prietenii tăi aveți șansa să vă duceți să faceți o afacere acolo. Dacă mâine vine conglomeratul Bosch și face o fabrică de aer condiționate industriale spre Agigea, care e și un proiect real de fapt, dacă tu ai posibilitatea să furnizezi ca o firmă locală, să-i furnizezi servicii, produse, mici lucruri, pentru că întotdeauna dezvoltarea unui colos la nivel geografic va folosi multe dintre resursele locale. Este mai scump să aduci, beton de la Cluj pentru o fabrică la Constanța, când ai posibilitatea să iei beton de lângă orașul Constanța, adică pentru anumite tipuri de servicii și pentru anumite consumabile, orice se dezvoltă în orașul Constanța va fi folosit de aici, de acasă, de la noi. Asta ar fi principala structură de care avem nevoie, aceea de a avea o comunicare constantă cu oamenii la care vin alți oameni să spună că mi-aș dori să mă dezvolt, să-mi creez o fabrică, o afacere, un depozit. Global Vision, o mare corporație înființată în România, dar care are afaceri în toată zona de sud-est a Europei, este unul dintre cei mai mari dezvoltatori de depozite comerciale din toată regiunea asta de Europa de sud-est. Global Vision investește acum peste 800 de milioane de dolari la Constanța între metro 2 și podul de la Agigea, pe partea stângă, cu baza militară. Un depozit a fost deja construit. Câți oameni știu această informație? Este un mare operator economic, este un mare investitor. Toți politicienii ne-au vorbit despre lucruri mici, despre lucruri mărunte. Lucrurile mărețe, oamenii importanți, nu mai au încredere să vină în zona politică sau în zona administrației publice pentru a
a se comporta administrația după aceea ca un ambasador al investiției. Acești oameni lucrează poate cu ceva firme locale, dar cu multe dintre ele au venit din București. Pentru că de asemenea ne-au descoperit pe noi constanțenii nepregătiți. De altfel, festivalul Neversea, care este o zonă de entertainment la nivel înalt, nu a putut lucra cu foarte mulți dintre operatorii economici locali, pentru că eram nepregătiți. Asta ar trebui să facă, de fapt, o instituție ca Primăria Municipiului Constanța să se focuseze mai mult pe dezvoltarea unor vârfuri din orașul Constanța care pot genera microcomunități pe interese, microcomunitate pe dezvoltare culturală, microcomunitate pe dezvoltare antreprenorială, microcomunitate pe design, de exemplu, pentru că eu aș vrea să-l întreb pe domnul Făgădău și pe domnul Chițac ce au lăsat unul și ce va lăsa celălalt la nivel de arhitectură și ca ambiție arhitecturală în 4 ani de zile, în 8 ani de zile, în 10 ani de zile. Care este acel element de design arhitectural în orașul Constanța care ne spune că orașul nostru tinde către ceva, aspiră la ceva? De ce credeți dumneavoastră că vedeți în zona Dubaiului foarte mulți zgârienori? Doar nu credeți că nu au spațiu, au foarte mult spațiu, este deșert de jur împrejurul lor. S-au dus într-o zonă în care zona aceasta de, nu știu, decadă, de, nu știu, 50 de ani, clar toți oamenii vor percepe că orice sticlă, orice clădire de sticlă mai înaltă cu un anumit design este un punct de aspirație împlinit. Ce este aspirațional pentru orașul Constanța? Pentru că vă duc la Batumi. Cum vă sună Batumi, Georgia, Marea Neagră? Vecină, mai încolo, câteva țări mai încolo. Da? Suntem vecini la Marea Neagră. Batumi sună, atunci când vorbim despre acest oraș, ca un Cernavodă, Megidia, cam așa sună. Da. Vreau să vă spun că Batumi, ca nivel aspirațional, arhitectural, depășește Bucureștiul. McDonald's, căutați McDonald's, Batumi, să vedeți o clădire futuristă extraordinară. De nu-ți vine să crezi că acel spațiu este un restaurant de fast food. Și inclusiv au, într-adevăr, inclusiv au roată, locul de unde s-a și inspirat roata de bine, roțile se scampă peste tot. E roata de la Londra, cea de la Helsinki, exact. Cea de la Batumi. Bine, roata de la Londra totuși nu poate fi comparată roata cu roata din Constanța, de la Constanța. Înțeleg că se va reloca, trebuie să se mute de acolo, din câte se aude. Este important să se vină cu un proiect de oraș care să fie al orașului. Victor, al... despre ce vorbim? Primăria din Constanța nu are un sediu al ei. Nu există o clădire reprezentativă a orașului. Să spui, domnule, uite, aici e primăria din Constanța, cum există în alte orașe. Adevărul că este și foarte greu. Lidl, Kaufland construiesc niște mastodonți de clădiri în 4 luni de zile, în 6 luni de zile și noi nu putem avea o astfel de clădire pentru că de ce trebuie să stăm cu instituțiile în palate istorice, în case memoriale? De ce trebuie să stăm cu o instituție care este efectiv pur tehnică în aceste clădiri? De ce aceste clădiri de patrimoniu nu devin vânzătoare de cultură și de patrimoniu, iar la, nu știu, o zonă a cartierului, nu știu, CET, Viile Noi, să se construiască un depozit de tip sandwich în care să se facă înăuntru birouri și acolo este unul dintre sediile primăriei. Ce este atât de greu? Eu m-am uitat la unele dintre sediile primăriei și sunt sub limita normală de lucru. Mergeți la etajul 2 în Primăria Constanța să vedeți cum lucrează oamenii acolo. Ați fost la noi la ONG și ați văzut că Biblioteca Colorată e un spațiu modern cu, nu știu, var de 200 de lei litru pe pereți, cu mobilier din corian care costă 100 și ceva de euro metru pătrat, cu corpuri de luminat de la designeri, cu, adică toate lucrurile astea este tocmai, un ambient friendly, ca tocmai ca și studioul vostru care arată, iată, e o zonă cozy, arată frumos, trebuie să am un spațiu de lucru, de exprimare.
Eu trebuie să gândesc pentru zeci de mii, sute de mii de oameni. Eu sunt un angajat al primăriei Constanța. Eu trebuie să fiu creativ. Eu trebuie să fiu liniștit. Eu trebuie să fiu bucuros că vin aici și lucrez. Să le spunem acum celor care ne urmăresc că tu acum când spui eu, nu e vorba despre tine. Da, nu e despre mine, ci despre angajații din primărie care la etajul 2, de exemplu, stau câte 5-6 într-un birou de câțiva metri pătrați. Și după aceea, într-adevăr, noi, cetățenii, venim și spunem frustrați că am avut o relație proastă cu angajații de acolo. Pentru că și ei au un stil de viață, toată viața lor, în condiții insalubre. Pe atunci trebuie să le oferim petrec condiții, la muncă, acolo, în sediul acela insalubru, așa mai este. Mult timp decât cu familia lor. Așa este. Și vine Victor Maxim, poate, și le spune că își dorește ceva futurist pentru orașul Constanța. Nu știu, lucruri care se zboare pe cer și videoproiecții pe blocurile din orașul Constanța și grafitiuri și picturi murale. Vă dați seama că nu înțelege acest lucru. Adică eu în ultimii ani de zile am început să privez lucrurile așa, the big picture. Cumva m-am retras și am început să văd lucrurile. La început am crezut că este rea voință. Nu este așa. Nu toți oamenii sunt răuvoitori. Avem și astfel de oameni, nu este nicio problemă. Mulți nu mai sunt în funcții publice acum. Dar este vorba de faptul că suntem blocați mental. Noi nu avem cumulul de experiențe, noi nu avem suma experiențelor. Eu a trebuit să mă plimb în multe orașe din lumea aceasta. Și aici vorbim nu numai de administrație, vorbim despre oameni, despre cetățenii orașului. Este un stil de viață pe care trebuie să-l avem. Indiferent dacă lucrăm în primărie, în Consiliul Județean, în teatru, la spit, sau la o companie, nu știu, la oriunde am lucrat. Văd multinaționalele că sunt destul de implicate când vine vorba despre experiența de viață a angajaților, pentru că asta îi face să nu devină plafonați, să nu se plafoneze. Vreau să mi se întâmple lucruri frumoase ca cinematograful pe care l-am făcut noi amândoi în 2016, să mi se întâmple des. Și iată că s-a întâmplat lucrul acesta. Trebuie să vină cineva să facă exemplul, să arate experiența că se poate, să facă rețeta, cum s-ar zice, iar după aceea să ceilalți din oraș să dezvolte. Cred că al doilea lucru pe care l-aș face dacă aș fi la conducerea guvernului, la conducerea administrației, la orice tip de conducere de instituție care are relație cu oamenii, ar fi aceea de a le crea oamenilor experiențe, angajaților. În zona de licitații publice suntem frustrați de faptul că vedem coșuri de gunoi banale, uneori inutile, din materiale proaste, achiziționate de instituții. Asta pentru că oamenii de la achiziții nici nu știu cum arată astfel de materiale. Ei nu știu ce înseamnă vopsire electrostatică, ei nu știu ce înseamnă o anumită dimensiune de metal și de asemenea nu știu să discearnă în momentul în care un operator economic, un agent economic, minte în codurile CPV de pe SICAP atunci când vine în licitație. Cred că este o dezvoltare inegală, atât din partea societății civile, cât și din partea funcționarilor publici pe toată piramida, în zona comunicării. Noi nu le spunem lor ce ne dorim și de multe ori când suntem întrebați cu microfonul, mințim că ne dorim ceva, dar de fapt noi ne dorim altceva. Pe toți auzi că își doresc curățenie. Pe toți auzi că își doresc spații verzi. Când de fapt ei își doresc să-și dezvolte familia. Nu vă doriți o viață mai bună pentru familia dumneavoastră? Nu vi se pare că ceea ce trebuie să vi se întâmple imediat acum în orașul Constanța este să aveți posibilitatea să câștigați mai mulți bani, să puteți să vă dezvoltați de la an la an și să aveți predictibilitatea că și la anul, și peste 2 ani de zile, și peste 3 ani de zile, dumneavoastră veți putea face o afacere aici la Constanța. Dumneavoastră veți avea ce să construiți în orașul Constanța, să văruiți în orașul Constanța și tot ceea ce înseamnă zona de muncă. Să ai bucătari, să ai ospătari, să ai cameriste, să ai toate aceste servicii. O educație totală, generală, trebuie făcută în toate domeniile. De aceea, după zona de experiențe, cred că al treilea lucru important
pe care ar trebui să-l facem noi cu toții de data aceasta, dar și instituțiile de stat, este să facă inventarul orașului. Noi, uite acum dacă... Deci asta ar fi punctul zero până la urmă. Inventarul orașului. Să pornim inventarul orașului, pentru că mă uit la domnul Chițac că și-a ales niște consilieri. Nu vreau să fiu acum răutăcios, dar o parte dintre aceștia nu sunt relevanți, pentru că nu au trăit în comunitatea reală în ultimii ani de zile. Nu ne-am întâlnit. Iar eu sunt omniprezent, sunt foarte des prezent în cercurile, civilă, în cercurile relevante din orașul Constanța. Dacă nu ești activ pentru oraș, trebuie să înțelegi că orice funcție de reprezentare este despre cetățeni. Eu niciodată nu o să spun despre, nu știu, un pompier că nu-și face treaba bine. Poate să fie un pompier extraordinar. Dar asta nu înseamnă că este și un administrator în relația cu cetățenii foarte bun, care experiența afacerilor sociale. Da? Deci Primăria Constanța se ocupă cu o afacere socială. Are grijă de un bun comun de sute de milioane de euro ca și buget, ca nouă tuturor să ne fie bine și cumva să și genereze profit, adică poate să aducă investitori, poate să fructifice aseturile pe care primăria le are, închiriind, luând taxe, etc. Asta nu poate să o facă un om care este un actor foarte bun, de exemplu. Ce treabă are să fie un actor foarte bun cu a fi un manager de instituție culturală foarte bun? Ce treabă are să fii doctor foarte bun, un chirurg extraordinar și să trebuiască să conduci Spitalul Județean Constanța, care are toate celelalte secții în subordine? Nu există o școală de primar. Domnul Cojocaru, funcția de primar în 2020 a ajuns un job atât de tehnic încât ar trebui o școală pentru lucrul acesta, sau cel puțin o perioadă. Știi de... Știi că mi se pare că există undeva în Olanda o universitate. Ok, la noi în România nu există. La noi în România votăm oameni pentru a fi primari pentru că își fac fotografii cu familia și cu copiii. De când a devenit? Adică nu am nicio problemă, dar gândiți-vă că toți avem copii acasă și soții. Deci toți ne calificăm în a fi primari? Adică uitați ce familie perfectă și cât de bine ne înțelegem noi. Perfect, dar ce treabă are asta cu instituția? Ce treabă are asta cu a te angaja CEO la Coca-Cola? Avem aceeași cifră de afaceri, nu? Sute de milioane de euro Primăria Constanța, 100 de milioane de euro Coca-Cola. De ce nu vă angajați la Coca-Cola? Și vă duceți la CV, vă duceți frumos și puneți poza cu dumneavoastră și cu soția și cu cei doi copii când faceți tartă de fructe în bucătărie. Cam Victor, asta este problema. Ai pornit de la... Hai să ne întoarcem la momentul zero cu asta, cu inventarul orașului. Da? Ne convine, nu ne convine, realitățile din teren sunt alea pe care le știm, le vedem, le trăim. S-a făcut inventar. Nu prea ne convine. Întorcându-mă tot așa la discuția noastră de mai devreme... Vreau să fim pregătiți că nu ne convine, pentru că noi avem o părere ideală despre orașul Constanța. Spuneam, referitor la faptul că suntem o comună cu semafoare, că dacă vă uitați pe Google Maps, și chiar vă rog să faceți acest exercițiu, intrați pe Google Maps, vedeți orașul Constanța de sus și o să observați că ceea ce cumva nouă ne reprezintă ca și oraș, zona de blocuri, reprezintă mai puțin de un sfert. Trei sferturi din orașul Constanța este... Constituit din case, gospodării. Case, gospodării, spuneam eu. Mergeți după aceea pe 10-15 străzi care au case și o să observați că oamenii trăiesc ca la țară. Ei nu pun flori și gazon în spațiul de 50-100 de metri pătrați. Ei pun roșii, pun varză, pun fructifer ca să aibă, că merele sunt mai bune de la din pomul din. Ai face o țuică? Bineînțeles. Mai crește o găină? Mai creștem o găină în spate, că avem cum? Avem și coteți, avem de toate. Adică oamenii trăiesc ca la țară în orașul Constanța. Și atunci mi-am dat eu seama, când am observat acest lucru, că noi ne dorim la conducerea instituțiilor tot așa, oameni aspiraționali. Noi nu suntem ceea ce votăm. În realitate, noi ar trebui să votăm un domn gospodar în orașul Constanța. Asta ar fi oglinda orașului Constanța. Spuneam, aici o să fie controversat ce o să spun,
Spuneam că Donald Trump este oglinda Americii. America, atunci când l-a avut pe Barack Obama, și știi că promovesc, pentru că am inclusiv cartea la bibliotecă, când l-au votat pe Barack Obama, au votat ceva la care aspiră. Au votat ceva care nu era neapărat despre America, era ceva normal la care aspirau, dar nu era oglindă. În momentul în care l-au avut pe Trump, așa cum a fost Trump, a fost oglinda majorității. Și noi în orașul Constanța avem elite, avem și oameni, ok? Dar nivelul este undeva mai jos decât ne așteptăm. Și aici când vorbim la televiziune și în presă și în media, în general ne întâlnim noi oamenii, să zicem, mai elevați, mai cultivați, mai obișnuiți. Oarecare pregătire, să spun. Mai pregătiți de a trăi într-un oraș. Nu poți să-i dai afară pe oamenii ceilalți, nu? Deși, vă pe spun, oamenii care se supără în trafic atunci când nu aleg alte că căi atunci, care există, că vreau să ajung și la discuția aceasta cu tine, dar ne înghesuim toți pe Bulevardul Mamaia. De ce? Că acolo e buricul și mai bine stai în trafic decât să alegi o rută alternativă care ar fi mult mai rapidă, să spunem. Tot o lipsă de educație. Mobilitatea urbană ține și de crearea în mentalul tău, în mintea pe care o ai, a unei hărți imaginare. Incapacitatea de a avea o hartă imaginară vastă despre orașul Constanța ne arată că mulți dintre constanțeni folosesc aceleași rute zilnice de a ajunge din punctul A în punctul B. Și toți le repetă. Pe aceleași bulevarde, chiar dacă au oricând posibilitatea să facă la stânga sau la dreapta. Orașul Constanța e un oraș, din punct de vedere al dezvoltării tramei stradale, extraordinar. Orașul Constanța seamănă, la nivel de geometrie mă refer, cu New York-ul. De poziționarea străzilor. Exact. Se numește dezvoltare stradală de tip rețea și asta ne conferă nouă posibilitatea de a avea un flux rutier extraordinar. Dacă nu poți face pe prima la dreapta, poți face cu siguranță pe a doua la dreapta, pentru că la noi așa este orașul. Mergi în capătul străzii pe care ai făcut la dreapta, face iarăși dreapta și ai ajuns pe strada pe care ai ratat-o. Așa este dezvoltat orașul Constanța. Oricând ai ratat o stradă, poți să faci lucrul acesta. Și am văzut că s-a încercat ceva de genul acesta în zona Faleză Nord, dar nu prea s-a înțeles. Asta și pentru faptul că de multe ori suntem puși în fața faptului împlinit și nu există o educare, o pregătire, un teasing, o perioadă de promovare, de comunicare. Mă uitam și pe pagina primăriei Constanța, ni se spune, ni se aduce la cunoștință. Nu există un dialog, nu există o părere, o opinie, o nevoie. De asemenea, nu există reprezentanțe societății civile în primăria Constanța. Am vorbit acum 2 săptămâni cu unul dintre viceprimarii orașului și am propus ca, poate în 2021, orașul Constanța să aibă și 2 reprezentanți ai societății civile în cadrul primăriei Constanța, tocmai pentru a exista acest dialog, această conexiune continuă cu societatea în care trăim. Pentru că acum am votat primarul, am votat consilierii, avem aparatul administrativ care se apucă de treabă. Și de cele mai multe ori doar poate simula nevoile noastre, doar poate să își imagineze ceea ce ne dorim noi, pentru că ei nu duc efectiv această discuție în continuu cu noi. Adică eu n-am fost întrebat, de exemplu, dacă îmi doresc galeria de artă contemporană a orașului Constanța. N-am fost întrebat dacă îmi doresc un hub pentru tineri al orașului Constanța, un centru de dezvoltare regională sau poate chiar un institut de fashion, de design. Cum arată tinerii care vor să studieze design la Constanța? Nici nu ne-am gândit că am face lucrurile acestea. Și de aceea mulți dintre noi plecăm din orașul Constanța pentru că lucrurile actuale despre realitatea în care trăim noi, generația de 30 de ani, nu ni se întâmplă și nici nu ni se oferă posibilitatea să vorbim despre ceea ce ne dorim. N-am spus că îmi doresc acum Institutul de Fashion la Constanța, n-am spus că doresc acum în 2021 neapărat Galeria de Artă Contemporană a orașului sau hub-ul, deși am creat eu un hub deja. Dar vreau să știu perspective. Vreau să știu că în orașul Constanța pot avea predictibilitate.
Și aici mă refer la timpul liber, timpul petrecut cu familia. Cum ne petrecem noi celelalte ore după cele 8 ore de muncă? Ce lucruri li se întâmplă oamenilor care n-au nevoie de ajutoare? Care trăiesc o viață liniștită, normală, cum spuneați mai devreme? Ce li se întâmplă lor? Cum ni se întâmplă viața în Constanța? Uite, eu am făcut peste 1000 de kilometri jogging în orașul Constanța pe aplicație, că am făcut mai mulți, de fapt, dar pe aplicație am depășit 1000 de kilometri. Și pot spune că am o opinie relevantă despre cum arată în realitate orașul Constanța, făcând atâția kilometri pe străzile orașului. Nu este un oraș murdar. Aici vreau să, pe final de emisiunea asta, păstram, pentru că este în urmă cu ceva vreme tu ai avut acel eveniment la care ai participat, Let's Do It Romania, unde ați strâns 1 milion de persoane din toată țara și v-ați apucat să faceți curățenia. Materialele există, se verifică, toate sunt pe Facebook și toate televiziunile au bubuit. Dar inclusiv campania primăriei Constanța, da. Curățăm Constanța noastră, a fost coordonată o perioadă de timp tot de către asociația noastră, adică inclusiv tot de către mine. Bun. Cum e? Că tu spui că e un oraș curat acum? S-a făcut curățenie? Avem percepții diferite despre murdar și despre curat. Murdar este orașul în percepția constanțenilor pentru că nu are o culoare uniformă, pentru că nu are o culoare vibrantă și pentru că nu are culoarea lucrului spălat, culoarea lucrului curat. Aici intervine inclusiv zona de pete, zona de praf, dar de multe ori noi avem impresia că orașul este murdar și atunci când spunem murdar, ne așteptăm neapărat să vedem ce gunoaie, adică peturi, ambalaje. Ambalajele nu mai sunt atât de prezente pe domeniul public, sunt, dar nu sunt atât de multe. Problema cu chiștoacele este în continuare. Și numai iartă-mă, nu e de zis, dar trebuie să spunem, suntem într-o zonă aici, din păcate, în care oamenii încă își fac nevoile la peretele clădirilor. Dar aici apare o altă problemă, lipsa toaletelor publice, care ar trebui să existe. În Cluj există, în Sibiu există, în București există, sunt automate, unele sunt cu 50 de bani, altele sunt gratuit. Și costă mai puțin de 50.000 de euro decât toaletele pe care le-a plătit domnul Făgădău. Iar cât costă idee? Cam cât costă alea? Undeva între 3.500 și 4.000 de euro bucata. Adică împrăștiate prin tot orașul, ar rezolva cu problema asta. Măcar în anumite zone. Testul suprem de a verifica dacă trotuarul este curat este să mergeți cu o încălțăminte, nu știu, colorată, neagră, maro, să mergeți 500 de metri, un kilometru și o să observați că aveți praf, că aveți noroi, că aveți pământ pe încălțăminte. Ei, lucrul acela nu este niciodată curățat. Praful, noroiul, nisipul, acestea nu sunt niciodată luate de pe domeniul public. Dacă vă uitați la măturile celor de la Polaris, o să observați că sunt niște, eu le spun mături de vrăjitoare, pentru că sunt niște mături de nuiele, exact cum aveam noi la țară. Care mută praful dintr-o parte într-alta. Care nici măcar nu cred că mută praful, pentru că praful rămâne acolo, fiind mai mult sistemul de tip greblă, prin care mătura respectivă strânge doar peturile, hârtiile și ambalajele mari. Nu am văzut orașul nostru spălat vreodată. Nu, bine, l-am văzut de câteva ori când am sunat zone, eu ca să se spele piața Ovidiu sau anumite zone din oraș unde aveam eveniment sau aveam nevoie. Dar în general nu ni se întâmplă acest lucru. Nu știu dacă este vorba despre contractul actual cu operatorul de salubrizare, dar cine nu lasă primăria Constanța să facă un alt contract doar pentru spălat, doar pentru igienizare, doar pentru visual management al orașului. Se numește visual city management, dar n-am vrut să... Cum arată? Vizual. Unele lucruri de care avem nevoie sunt doar despre câteva logo-uri frumoase, câteva fotografii prin orașul Constanța și câteva mesaje. Doar atât. Noi suntem orașul acela care mai are de făcut un singur pas pentru a deveni un etalon. Noi suntem mai tari decât Cluj, în realitate. Eu am avut birou la Cluj. Acum 12 ani de zile... Cum îndrăznești să spui așa Cluj, ceva, Napoca, că suntem mai tari? O să se supere colegii mei. Dar nu este așa. Nu este așa. Ei sunt într-un... Toată lumea ce model, Clujul. Ei sunt într-un handicap enorm în ceea ce înseamnă mobilitate urbană și ceea ce înseamnă geometria de dezvoltare a orașului, pe care, vă spuneam, Constanța o are printre cele mai bune din lume. Și nici măcar n-au mare.
ca să ne gândim la asta. Adică cum au putut în niște dealuri, că Clujul este între niște dealuri, într-o vaie. Cum au putut niște oameni, și noi suntem tot pe șapte coline, ca și alte orașe din Europa, ca și Iașul. Cum a putut acea zonă să se dezvolte? Și am vorbit cu domnul Boc, că m-am întâlnit cu dânsul la Antold. Și când am propus un ghid turistic, acum cred că în 2013, că am și vorbit despre ghidul acela turistic, pe care la Cluj l-am implementat și la Constanța nu l-am implementat, ghidul turistic Discover, domnul Boc a spus că el are 20 de oameni dintre cei mai buni pe care îi poate găsi, pe domeniile lor. Asta a spus-o și Ion Țiriac acum vreo 15 ani, când era întrebat cum reușește în afaceri. Și a spus că nu este despre el, ci este despre cei câțiva oameni pe care i-a găsit și care sunt lideri și sunt elite în domeniile lor, în bucățicile lor foarte, foarte mici. Sfatul meu și dorința mea pentru orașul Constanța este ca liderii noștri, județeni sau locali, să se înconjoare de oameni care cunosc lucrurile, care cunosc orașul, care trăiesc vibrant în orașul Constanța, care trăiesc real în orașul Constanța, să-și facă echipe de astfel de oameni și o să vadă că ne vom dezvolta. Și un as în mânecă față de Cluj, pe care am putea să-l avem, este aceea de a angaja hunteri. Există acest termen în corporațiile foarte mari, vânători de oportunități. Kiss FM-ul nu a venit singur la Constanța. Festivalurile n-au venit singurile în orașul Constanța. Cele care au avut și au mare succes în continuare. Lucrurile nu au venit singure în orașul Constanța, pentru că vă spuneam, atât timp cât persistă o percepție de neîncredere despre cum poți să lucrezi cu cei din orașul Constanța, când nu ne facem lobby ca un oraș deschis unde ai oportunități să te dezvolți fără să cunoști pe cineva și fără pile și fără relații și fără șpăgi, nu o să vină nimeni să bată la ușă. Decât dacă există altcineva care se duce la ușile fiecărora de dincolo de podul de la Cernavodă și să le spună, acum poți să vii în orașul Constanța, acum ai cu cine, ai cu ce, există oameni deschiși să te ajute. Victor, eu cred că asta este un final de emisiune perfect. Ai cu cine, ai cu ce, are cine să te ajute. Trebuie să-i găsim numai pe cei vânători de oportunități, nu noi, administrația locală și județeană, să-i găsească și să-i trimită la treabă, să ne dezvoltăm. Eu sunt convins că noi am putea să mai discutăm aici fără să ne oprim cel puțin câteva ore, dar trebuie să o facem. Cu siguranță vom continua discuțiile noastre și anul următor, pentru că ești un om care are multe de spus și care a venit întotdeauna cu soluții. Eu îți mulțumesc că ai fost astăzi aici. Și eu îți mulțumesc pentru invitație și îmi pare bine că suntem niște oameni care trăim real pentru orașul Constanța și poate asta e și diferența. Astăzi ai avut oportunitatea aceea de a vorbi, ce spuneai tu mai devreme, să se dea voi. La noi aici, la Constanța TV, lucrul acesta este posibil. Oameni buni, vă mulțumesc frumos că ați fost astăzi alături de noi. Să fiți sănătoși, la bună revedere, pe data viitoare.